În după amiaza zilei de azi a avut loc expoziția Școala de altă dată, de la tăbliță la tabletă, de la cerceta la pioneri, la Muzeul Ioan Sima din Zalău. Expoziția a urmărit surprinderea evoluției învățământului sălăjan, începând cu tăblița de scris până la modernele tablete. Ideea expoziției a pornit în urma campaniei de recuperare a diverse obiecte de uz din perioada comunistă, astfel observându-se asemănarea dintre tablița de scris specifică acelor vremuri și tableta de astăzi s-a ivit și dorința de a se face o paralelă între trecut și prezent în învățământul românesc. De altfel, expoziția s-a arătat oportună pentru tineri, dându-le ocazia să-și petreacă un oarecare timp în muzeu, considerând faptul că educarea prin cultură este un obiectiv de prim rang. Este adevărat că școala a exercitat mereu o influență de proporții asupra oamenilor, unde mult timp era dedicat studiului. Școala a fost dintotdeauna subiectul unor dezbateri intense, motiv pentru care evocarea istoriei învățământului se arată ca un lucru fascinant. În cadrul expoziției au fost expuse felurite mijloace de învățământ, precum revistele învățătorilor, obiecte, manuale vechi, documente și imagini. Totodată, nostalgia vremurilor apuse a fost iscodită de uniforma pionierilor sau de clasa reconstruită cu bănci vechi, tablă de lemn, dar și un laborator de fizică și chimie. N-au fost neglijate nici organizațiile în care erau cuprinși elevii, astfel că au fost amintite organizațiile de cercetași de străjeri din timpul regelui Carol al II-lea și, bineînțeles, cele ale pionierilor regimului comunist. În viitorul apropiat sunt promise multe astfel de activități care vor veni în tolirea setei de cultură a tuturor sălăjenilor.